Bună ziua încă o dată și mă bucur că a ieșit soarele pentru că e foarte potrivit pentru următoarea secțiune pe care o am onoarea și plăcerea să o moderez. Câteva vorbe despre mine, pentru că nu cred că mă cunoaște foarte multă lume. Numele meu este Daniela Camrat, am creat acum 13 ani comunitatea femeilor senzaționale 121.ro și fashionandbeauty.ro. Sunt om de comunicare, marketing, advertising. De șase ani am în propria mea emisiune radio online și îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii și îmi place să descoper femei puternice. Văd că sunt și bărbați printre noi, dar văd că în proporție de 95%, am terminat electronică, deci 95% sunteți femei. Mă bucur că vă atrage acest domeniu și mă bucur că online-ul este ceea ce ați descoperit să fie platforma voastră de. De a vă exprima Îmi va fi foarte uh, simplu oarecum să moderez și să prezint următorii speakeri Pentru că fiind pasionați de fashion și beauty Îi cunoașteți pe fiecare dintre ei O să încep cu Dana Sota Pe care o cunosc de ceva vreme Dana este antreprenor am cunoscut-o o prima oară la ea în, în salon, într-un mediu feminin și plăcut. Este consultant de beauty cu o experiență deosebită și mai nou a ales, ca și ceilalți doi vorbitori de aici, de acum, să se exprime pe blogul personal danasota.com. O invit pe Dana să vă vorbească și apoi să interacționăm cu ea. Mai așteptăm o secundă să luați loc. Mulțumim. Dana. Mulțumesc. Ce să facă? N-am știut. Bună ziua. Trebuie să mă urc pe scenă? Bună ziua. În primul rând vă mulțumesc că ați venit să ne ascultați. Sper să aflați lucruri noi și interesante de la, de la mine, Astăzi, așa că vă rog din suflet să-mi puneți întrebări, pentru că îmi va fi și mie mult mai ușor. Încep prin a mă întoarce puțin în timp. Poate nu toată lumea știe totul despre mine, așa că astăzi, astăzi aș vrea să mă dezvolui un pic. Povestea mea de dragoste cu, cu lumea de beauty a început acum foarte mulți ani. Uh, aproape 20. <laughs> uh, și uh, acum 15 ani am deschis uh, primul centru de estetică facială și corporală din România, o franciză luată din Italia. Uh, practic, atunci am pus uh, bazele uh, a ceea ce sunt eu ca om de beauty, astăzi. Uh, am învățat alături de echipa mea să, să ofer servicii de calitate pentru oamenii din România care. În 1999 chiar nu prea știau ce înseamnă servicii spa, ce înseamnă un centru de estetică facială și corporală. Erau niște servicii absolut noi pe care le oferam și evident mi-a fost destul de greu să mă impun pe piață la acel moment. Cu pasiune, pentru că totul am făcut cu pasiune și din punctul meu de vedere totul se face cu pasiune. Cu multă pasiune și cu perseverență, am, am făcut din acest centru de beauty o, o emblemă, am adus calitate în serviciile din România și am adus foarte multe lucruri noi. Și ca atare, am și avut clienți de marcă și o să mă laud aici un pic, pentru că ne-a călcat pragul Mihaela Rădulescu. La momentul acela, Gabriela Firea, Mircea Badea, Florin Călinescu, să-l numesc doar câțiva. Deci am intrat cumva în elita centrelor de beauty și a lumii de beauty a anilor 2000, 1999-2000. Acesta a fost începutul. În paralel, am început să am conceput de fapt o emisiune de beauty pentru că mi s-a părut că ceea ce fac la momentul acela se poate extinde și pot comunica pentru că mi-a plăcut foarte mult să comunic în lumea de beauty. Pot comunica mai mult decât atât, mai mult decât serviciile pe care le făceam la centru de beauty. Și am, am creat emisiunea Viața în roz, am prezentat-o, am realizat-o și chiar am creat-o cu totul, care a fost difuzată pe postul Antena 1 timp de 2 ani. Asta mi-a deschis din nou alte perspective și am început să scriu. În paralel, am început să scriu, am început să fac jurnalism, și pregătirea mea este de economist. Uh, dar mi-a plăcut limba română la școală și am avut nota 10 la BAC, așa că am putut să scriu corect și să mă fac înțeleasă. Și, uh, deci, mai departe, am început să scriu uh, paginile de beauty din revista Story, timp de 4 ani, 4 ani și ceva, uh, perioadă în care revista Story apărea săptămânal, ce a fost o perioadă grea și uh, a scrie săptămânal niște pagini de beauty, cu deadline și tot ce înseamnă, știți foarte bine. N-a fost simplu deloc. După care am început să colaborez cu revista Marie Claire pentru 5 ani. În anul 2008, deja după ceva experiență de scris, toată, tot ce am învățat, tot ce am încercat, toate produsele pe care le-am încercat, terapiile, Serviciile de beauty, practic toată experiența mea în domeniu. Am strâns-o în cartea Frumusețea se învață, pe care am lansat-o în anul 2008. Și, mă rog, poate multe dintre voi o știu deja. Cartea a fost foarte bine primită, era singura carte de acest gen, și a fost bine vândută. Am tras și tirajul 2. După care, pasul firesc a fost uh, online-ul. Uh, deja presa scrisă pierduse mult din, uh, din uh, amvergură și se cita foarte mult online. Așa că am zis să, să încerc și eu varianta online și să-mi fac un blog, danasota.com, care se cheamă și, mă rog, titlul lui este Frumusețea se învață. Am creat acest blog. Uh, ca pentru mine, ce mi-ar plăcea mie, un om, o femeie pasionată de frumusețe, să găsesc în paginile unui blog. Și am creat categoriile, beauty news, lansări, evenimente, produse încercate, centre de spa, servicii, mă rog, tot. Um, în timp, am mai dezvoltat câteva categorii pentru că frumusețea nu înseamnă doar îngrijire, nu înseamnă doar creme și servicii și spauri și răsfăți, înseamnă și sănătate, așa că am mai creat câteva categorii, respectiv sănătate, nutriție, dermatologie, sport, dietă, de fapt un stil de viață sănătos, tot ce ar trebui să ne reprezinte. În acest blog colaborez cu cum spuneam, dermatologi, oameni de hairstyle, make-up artiști, care din când în când îmi scriu sau scriem împreună articole și postări pentru, pentru cititorii mei. Într-un interviu pe care l-am dat de curând, chiar pentru Digital m mă întreba domnișoara dacă câți oameni lucrează la acest blog. La acest blog nu lucrează nimeni în afară de mine. Lucrez singură, îmi aleg subiectele singură, îmi redactez singură articolele și le postez singură. Fotografiile le iau de pe unde pot sau mi le fac singură. Doar când plec în vacanță, am o colaboratoare, Ana Ștefan, care mă ajută și postează ca să nu plec eu cu calculatorul după mine. Deci, Practic, acest blog uh, mă reprezintă în totalitate și nu veți găsi niciodată în uh, paginile lui uh, lucruri cu care eu nu, nu rezonez, lucruri cu care, pe care eu nu le-aș folosi, uh, produse pe care nu le-aș uh, le folosi sau uh, servicii pe care nu le-aș uh, accesa. Uh, deși recunosc că de multe ori am fost... Uh, rugate să colaborez și să intru în parteneriate cu diferite firme pe bani frumoși, a trebuit să refuz pentru că brandul respectiv sau serviciul respectiv nu mă reprezenta pe mine personal. Și atunci am preferat să, să scriu doar ceea ce mă reprezintă. Astfel mi-am câștigat, de fapt, publicul și publicul meu știe că <coughs> sunt foarte sinceră și că ceea ce scriu acolo scriu din suflet și pentru că așa este, nu pentru că am primit niște bani sau că sunt articole plătite. Sau dacă se întâmplă așa, pentru că s-a întâmplat și așa, apare undeva într-un colț scris că articolul postarea respectivă este un advertorial. Um. Iarăși, în timp, eu sunt o persoană destul de discretă și nu spun foarte multe despre mine, de aceea acest blog, danasota.com, am vrut să fie un blog despre beauty și atât. Dar, bineînțeles, că nu s-a putut și uh, cititoarele mele au dorit să știe mai mult despre mine ca persoană. Um, astfel au luat naștere. Rubricile despre călătorie, sau despre filmele care m-au uh, inspirat, sau despre cărțile pe care le-am citit. În sfârșit, am început să scriu, uh, să scriu și alte lucruri în afară de, de beauty, lucruri despre mine. Într-adevăr, publicul uh, a devenit foarte interesat de mine, Dana Sota, probabil pentru că, în timp, acest blog este parte din personalitatea mea și până la urmă un brand. Și, bineînțeles, tacheta este și mai sus. Tot ceea ce fac, tot ceea ce spun, tot ceea ce scriu, tot ceea ce îmbrac, mănânc și așa mai departe, trebuie să fie mereu în concordanță cu ceea ce sunt eu de fapt. Și acest lucru mi se pare, de fapt, cel mai important. Ca publicul pe care îl ai să, să te, te simtă că ești un, un um, autor sincer și că ceea ce spui tu acolo este cu adevărat corect. Îți mulțumesc, Dana. Ai vorbit aici de, de valorile brandului tău personal, care sunt cumva. Um, în concordanță cu valorile brandurilor pe care tu le promovezi pe blog. Ți s-a întâmplat vreodată să faci vreun compromis și dacă da, în ce fel? Nu l-aș lumi chiar compromis. Mi s-a întâmplat o singură dată și mi-am învățat lecția să scriu despre un produs. Era într-adevăr vorba despre un articol plătit. Să scriu despre acel produs ca și cum eu l-aș fi folosit. Uh, și nu-l folosisem. Nu-l folosisem nu pentru că nu-mi plăcea neapărat, ci pentru că nu ajunsesem la el, <gură> concret. Dar timingul era în așa fel încât eu trebuia deja să scriu. Uh, prima întrebare care am primit-o, pentru că primesc, nu v-am spus, primesc sute de întrebări <gură> la care nu reușesc să răspund. Și uh, prima întrebare pe care am primit-o a fost tu chiar folosești acest produs? Nu cred. <gură> Și în momentul ăla mi-am dat seama că cititorul nu poate fi păcălit, cititorul trebuie să, să te simtă și te simte foarte bine și că nu poți să spui lucruri neadevărate. Cel puțin eu nu pot, eu sunt transparentă. Deci, m-am întâlnit cu tine la foarte multe evenimente de lansare de produse de beauty. Dacă sunt produse în care nu crezi, le faci review-uri pe blog? Nu. Nu le fac review-uri. Review ba chiar cineva mă întrebat de ce nu scriu despre produsele care nu-mi plac. Și am ales, am spus și am scris și pe blog treaba asta. Nu scriu despre produsele care nu-mi plac pentru că, în primul rând, poate nu-mi plac mie. Eu nu sunt acum vreun guru care să știu tot și să tai și să spânzuri. Nu asta este ideea. Ideea este să, ca eu să scriu despre ceea ce îmi place. Sunt foarte multe lucruri care nu îmi plac, inclusiv produse de beauty, dar aleg să nu scriu despre ele. Deci, prin omisiune, nu scriu. Deci, am ținut minte că vreți să fii, vrei să fii autentică pe blog și ești autentică? Sunt autentică și eu cred că așa mi-am mi câștigat publicul, cititoarele, pentru că sunt, sunt ceea ce sunt eu de fapt. Postezi lucruri despre tine într-o anumită limită, astfel încât să-ți păstrezi intimitatea. Da, da, Și întotdeauna faci ceea ce vrei să fie considerat compatibil cu brandul tău personal. Asta așa, ca să fac da. un fel de sumar, uh, pentru că nu-mi vine să cred, dar iată, timpul nostru s-a scurs da. și acum aș vrea să luăm câteva întrebări din sală. Avem vreme de două, trei întrebări. Vă rog, da, să ridicați mâna ca să vă putem uh, aduce un microfon. Haideți, că scrieți despre beauty. Deci, dacă nu sunt întrebare, Dacă că te este o vrea... întrebare acolo în spate. Te rog, Dana, spune. Până ajunge microfonul acolo, te rog. Aș vrea să să dau un sfat, sau poate mai multe, nu știu. Uh, nu dau sfaturi de obicei dacă nu mi se cer, dar am fost rugată... Aici, de, da. Aici e, de către, e cazul. Da, de către organizator să dau un sfat. Primul meu sfat ar fi uh, să, să, se, să se învețe și să se... Scrie corect limba română, <laughs> pentru că eu aici am o problemă. Foarte multă lume care scrie online, și nu mă refer la cei de față, evident, nu folosesc corect limba română, nu o scriu corect și, sincer, nu mi se pare în regulă. Apoi, totul făcut cu pasiune, cu sinceritate, cu multă muncă, trebuie spus că se muncește foarte mult, este activitatea mea de bază, chiar dacă eu nu scriu. În fiecare zi, nu postez în fiecare zi, dar în fiecare zi intru și răspund întrebărilor. Deci, cu dăruire, pasiune. Eu vă invit să scrieți corect gramatical și pe Facebook și pe Instagram, dacă nu scrieți în engleză. Era acolo o întrebare, a ajuns microfonul? Da. Da. Te rog. Uh, bună ziua. Uh, Dana, care este publicul tău? Ne poți spune ceva? Cifre demografice? Uh, da, publicul meu este uh, din orașe, în primul rând, din București ca și vârstă, sunt femei între 30 și 50 de ani, predominant, evident, femei cu venituri medii spre mari. Deci aici m-am poziționat eu. Pentru că aici am eu... Acesta este targetul meu. Aici sunt serviciile pe care eu le-aș folosi, produsele pe care eu le-aș folosi, și așa s-a format targetul. Și niște cifre, dacă se poate. Uh, ca vizitatori pe, pe lună. Pe Facebook, în medie. de exemplu, sunt în jur de 27.000 de like-uri, followers mm. pe, pe Facebook, iar cifrele sunt în jur de 1000, 1000 și ceva de vizite pe zi. Mai am și eu o întrebare, Ștefana, este numele meu. Care sunt tacticile prin care îți aduci cititorii pe blog și cum faci ca acesta să crească constant? De crescut constant, cresc pentru că șeruiesc ceea ce scriu eu. Deci, eu nu îmi fac reclamă în niciun fel pe niciun alt suport online, în afară de Facebook-ul atașat blogului. Și prima întrebare care era? Care este strategia blogului pentru creștere? Nu mi-am mi propus o strategie. Este o creștere organică. Da, și se, se... din vorbă în vorbă, de la unii la alții, nu știu, deci sunt foarte multe share uh, posteri, la postările mele și atunci văd că tot timpul apar cititori noi. Da. Uh, nu înseamnă că cei vechi rămân acolo mereu, deci cam jumătate-jumătate sunt. Ajută și faptul că fiind persoană publică, apărând la evenimente, cumva tu ești în... Uh te regăsești în paginile revistelor, deci ai un atum este, că este, promovezi da. astfel Recunosc că personal. Recunosc că este, de foarte mare ajutor și toată activitatea pe care eu am avut-o înainte, adică jurnalismul, emisiunea TV Viața în Roz, cartea Frumusețea se învață, Deja publicul mă cunoștea și atunci a fost mult, mult mai ușor să pătrund aici. Da, deci... Plus că era foarte la început, se întâmpla acum 5 ani asta. Da, deci brandul personal puternic întotdeauna ridică și ceea ce se întâmplă pe Facebook, pe alte rețele de socializare și pe blog, efectiv. Mai da, sunt aveți întrebări? legate. Una singură. Până la următorul. Haideți! Nicio curiozitate? Te rog, aducem acum un microfon, pentru că se înregistrează aici, în față, în partea dreaptă. Uite, îl. îl. Ok. Ca și ultima întrebare, aș dori să știu care este produsul tău preferat. <laughs> e foarte greu. <laughs> să spunem, produsele mele preferate sunt produsele de îngrijire. Și aici mă refer la, la creme. Deci mie mi se pare că este pasul de bază pentru a arăta bine, să ai o piele frumoasă și sănătoasă și de aceea eu mă acces pe îngrijire și nu pe machiaj, neapărat. Iar aici pot să spun, nu știu, ca să, să dau un, un brand sau ce, ce, ai, ce ai vrea să spun. Exact un brand, să zicem că sunt câteva. Este REN, brandul pe care, un brand organic pe care îl folosesc de ceva timp. Este Dr. Murad, un brand care îmi place și care din nou se găsește și în România. Îmi place să caut branduri mai, de, mai nișate și să le încerc. Nu merg pe, pe cele foarte cunoscute. Mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc! Eu mai am foarte multe întrebări, dar cred că le vom rezolva într-un interviu, pentru că, iată, suntem presați de, real, de da. timp, îți mulțumesc foarte Și mult! Eu mulțumesc! Dana. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim!